Bă, băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. O tare, bă, băieți, bine v-am găsit, fraților. Da, un nou episod. Mi-a zburat asta cu aia de pe tastatură, în pula mea. Salutare, bă, băieți, bine v-am găsit, fraților, la un episod de CS:GO Danger Zone Hacking. Hai să strângem la acest episod, bă, băieți, 1000 de like-uri dacă mai vreți. Episodul de genul în continuare. Mă scuzați, chiar n-am mai postat de 2 săptămâni. Mă rog, nu-s chiar 2. Mamă, am clanta cu coaie cu Valve. Eu acum văd. Nu-s chiar 2 săptămâni, dar n-am mai postat. Nu e din cauza lenii. În pula mea, nici mai știu să vorbesc, să-mi bat picioarele. Am avut niște probleme mai personale, să zic așa, și nu, n-am putut să postez efectiv. N-am avut niciun chef. Am stat cu Ilie, a avut și Ilie acum accidentul ăla cu motorul, știți și voi. Și am stat cu el toată ziua pe Discord. Ba, ne uitam la lecții de viață, să-mi bat picioarele. Știți, mă, serialul la lecții de viață de pe ProTV? L-am terminat, ești nebun, l-am rupt în două cu Ilie. Mă rog, nu ne-am uitat chiar la toate episoadele, că total știu că are vreo 160 de episoade, dar oricum la peste 50 ne-am uitat doar în perioada asta și na. Hai să dăm repede, unde? Pe mamă, păi aici mă dau și dăm hălșatul. M-am uitat oricum la foarte, foarte multe episoade cu Ilie. Am intrat și pe Omega, l-am făcut niște faze funny pe Omega. Și de obicei când dădeam de un gamer sau ceva, când vedeam care scaun de gaming sau căști sau ceva sau tastatură, îl puneam pe Ilie să-l întrebe pe ăla dacă îl cunoaște pe Raul2K. Eu nu înțeleg, de ce mă face separ, coaie? Deci asta chiar am vrut să vă întreb acum. Why? De ce mă face separ? Unii mă făceau separ, coaie. Ziceau, a, separul ăla futul în gură. Și când îi întreba Ilie, păi de ce-i separ, frate? Nu mai ziceau nimic. Ziceau, păi nu știu, așa e el. No. Faină faza așa. Bam, ne-am distrat pe Omega, l-am dat de mulți oameni dubioși, de mulți oameni faini. A dat Ilie de un om trăivar, deși a povestit cu el cam, nu vă exagerez, vreo 40 de minute a vorbit cu omul ăla pe Omega, frate. A dat de unul cu gagică, s-a derat o mașină, Cicola a vorbit vreo 20 de minute, dar Ilia meu nu-i sănătos la cap. Și am zis să mai filmez ceva acum, pentru că vreau să mă reapuc din nou de postat, mă simt mai ok acum. Am zis să iau o mică pauză așa pentru mine frumos, pentru că nu, chiar nu mă simțeam bine. În perioada asta chiar nu m-am simțit bine deloc și na, v-am zis, eu nici măcar nu sunt acasă acum. Filmez de la uncă, mi-am adus PC-ul aici. Mamă, ce one-tap, penă, mi scoate eliminated, frate, ce one-tap și-a luat ăsta săracu. Bă, se aude o bombă, coaie. A, dai departe. Da, îs la uncă, mi-am luat PC-ul cu mine, încerc să filmez de aici, oricum, mă. Nu. Mamă, ce era să mor. De ce era bomba plantată aici, coaie? Eu nu am uitat sus la Unity acolo. Tuc, 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 tuc. Ok, am tras un glonț în plus din greșeală și acum o să vină și ăsta să mă moare, tu-i pistea. Are MP5, perfect, aia zic, tati. Păi eu aia zic, frate, hai, sari pe mine, frate, sari. I-a adus și-a comandat 5-7, bulangiu. Fii atent ce-i fac la ăsta acum, șpoc, șpoc. Ți-ai comandat 5-7, să fii sănătos, frate. Și ca de obicei o să ne continuăm obiectivul nostru să postăm auzi la mine, să ducem contul ăsta în cele mai mari rankuri pe toate categoriile de joc, pe toate game modurile, să zic așa, și pe competitive și pe danger zone și pe wingman. Așa că în perioada asta, by the way, stați așa, am vorbit și cu prietenul nostru Maniac Boy, care ne dă cheat-uri pe alte jocuri și a zis că o să-mi dea un cheat pe Call of Duty Cold War. Am văzut că e un joc nou acum, Call of Duty Războiul Rece. Și am zis, bă, frate, dacă tot e joc nou, de ce să nu-l distrugem și pe ăla, nu? Și o să-mi dea prietenul nostru Maniac Boy acum un cod super super șmecher de Call of Duty Cold War și o să postăm și Call of Duty Cold War cu cheat-uri și multe, multe alte surprize în perioada asta grea pentru toți, că napui mi-e o perioadă mai nașpa așa, nu putem să ieșim din casă, nu putem să facem nimic. Bine, deși putem să ieșim, dar nu-i recomandat. Asta e teammate-ul meu. Ce faci, mă, frate? Man, do you hear me? Ioi, o tras, sper că nu o tras cu... sunt bulangii ăștia doi. Stai că, da, și am și netul mai prost aici, vedeți că mă dă un pic în spate, trebuie să fac ceva. Și faza e că eu când pun un videoclip la upload pe YouTube, îmi pică netul, eu trebuie să-mi transfer videoul pe telefon și să-l uploadez de pe telefon videoul. Deci, 20 de giga cât are videoul pe calculator, trebuie să-i transfer pe telefon. Noroc că am card de 128 de giga, asta mă avantajează mult. Trebuie să transfer videoclipul pe telefon, iar mai apoi să-l pun pe YouTube. Na, e o chestie destul de complicată, dar n-am ce să fac. Dacă netul de aici pică, uploadăm de pe telefon, ne adaptăm situației, ce să facem. Hai să luăm mână pe Cipenzi și pe Tiger Bonzo. Vă sper că nu s-a băgat Overwatch pe Danger Zone acum în perioada asta mea de inactivitate. Hai, mori. Aia, eu zic.
Și eu mă duc să iau MP7-le, frate. Eu iau MP7-le ăsta. Al meu este MP7-le. Și 5-7-ul. Oh, mama, are gloanțe multe 5-7-ul ăsta. Îmi place. Și o să ne luăm și... Oh, stai, nu-i seringă ceva pe aici? Ah, da, am deja două seringi. Vreau să... Stai, nu pot să iau doar gloanțele, nu pot. E armă total diferită, ok. Și o să vreau să-mi iau un SSG, pentru că ăsta e cel mai bun acum în perioadă, în partea asta a meciului, când sunt mai puțin de 10 jucători, pentru că, na, suntem mai răspicați un pic pe hartă și pot să-i vânesc pe ăștia, știi, stau de la distanță. Man, uite aici, fratele meu. Ia un MP7 acolo. Man, take the MP7, man, man, right here, man, come here, man, 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 hello. Man, my friend, come here. Man, are you retarded? Come here. Man, hello, look, take this, more bullets, more bullets, man. Ce pizda, mă, ti vrei, ai vrut tu să furi. Ăsta voia să-mi fure, mă, de-aia nu voia el MP7-le, că voia să fure SSG-ul, ești nebun la cap. Puteam eu să... Pot să sar pe aici, dacă sar aici, sunt cel mai tare parcurist din lume, mă jur. Da, n-o să pot să sar în veci acolo, n-are rost să mă chinui. Hai să ne mai sunt 7 jucători în viață, hai să vedem cum îi lichidăm pe toți. Da, bă, băieți, și-mi place, mă. M-am uitat și eu pe CSGO România acolo, n-am mai văzut poster despre mine, mă, frate, mă dezamăgit, serios. N-am mai văzut postări pe grupul fanilor mei numărul 1, frate. Ești nebun, vreau și eu să mai văd postări despre mine pe CSGO România, frate. Să am și eu la ce să dau share pe CSGO Hacking România, grupul meu, în care dacă vreți puteți să intrați. Da, CSGO Hacking România e grupul meu. Puteți să intrați acolo pentru tot felul de subiecte, nu știu, legate de hacking, de orice joc. Bine, în general de CSGO, nu prea s-a făcut off-topic. Până acum de eu n-am nimic off-topic, adică puteți să postați despre ce joc vreți voi atâta timp cât e legat de hacking. Adică de cheating, că s-a luat lumea de mine, că de ce zic hacking, că noi nu spargem baze de date aici, că noi de fapt jucăm cu cheat-uri pe jocuri, suntem niște distruși. Na, o să zic grup de cheating, grup de trișat. Deci da, puteți să intrați în grupul acela, fraților, nu e totul gratis, nu se percepe nicio taxă de participare, cum a zis un mare om odată. Hai să-l omor. Bă, dar ce trebuie cum așa, se tot spawnează? Uite, și loot drop, unde-i? Eu nu-mi dau seama unde-i drop-ul ăla. Dar o să-l omor pe tipul ăsta de aici, cu 5-7-ul. Salut, mă, frate. Enemy squad, gata, m-am scăpat de squad-ul ăla acum. Hai să luăm și aici, noi... Mama, avea și bump mine. Asta e mine, am crezut că e de ăla de sari cu el. Ok, și mai avem pe ăla de acolo. Bă, mai e destul de mult de omorâți. Nu, de omorât, nu pot să mint. I'm not gonna lie. Și... Vreau să mai spuneți și voi, bă, băieți, ce jocuri au mai apărut acum noi, pentru că eu tot timpul caut jocuri noi, dar niciodată nu prea dau de jocuri noi pe care aș vrea să joc cu ei. Adică bine, eu jocurile noi le găsesc, dar nu știu ce vreți voi, pe ce joc vreți voi să joc cu cheat. Eu n-am nici cea mai mică idee, așa că puteți voi, frate, să-mi recomandați în comentarii jocuri pe care aș vrea să joc cu cheat, jocuri mai noi, așa, care-s jucate, că la jocuri mai vechi m-am gândit și eu, dar eu vreau jocuri mai noi care-s jucate. Acum la momentul de față, ce am făcut la ăla. Voi vă dați seama că ăștia au ăștia au deadcam-ul ăla și văd cum i-am omorât. Și se uită la mine și nu mai văd cum îmi face ținta așa în puii mei. Eu acum mă prind, da, n-ai ce să faci. Se mai întâmplă și nenorociri de astea, nu? Cum a zis un om măreț odată. Eu mă refer la mine. Silence, I kill you, aha, aha. Aha, bă, bossule. Fuck. E lagul ăsta și dacă îi trag un pic pe lângă cap nu mai moare, știți? E un pic de lag. Să zic așa, mamă, păi iau MP... Să iau ăsta oare, mă? Nu știu, cam riscant. Nu, știți ce fac? Îmi iau SSG-ul și ca să fac o mare schemă o să mai iau un SSG. Bă, trebuia să-mi iau ammo box. Eu sunt prost în puii mei, mă. Cât e un ammo box? Ammo. Nu-i problemă că-mi iau și ammo în puii mei, că am bani, sunt bogat. Hehe, Phantom, ceva, șponc. Ok. Ăla e prea departe. Ca să-l iau, ăla e prea, prea departe, dar asta nu-i prea departe. Șponc. Șponc. No. Fuck, ok, ăsta e SSG-ul. O să poți tu să iei SSG-ul, frate. Eu mă gândeam că, m-am gândit eu cu IQ-ul meu, că poate, bă, frate, dacă mi-au un SSG, pot să iau gloanțele. Și cred că chiar așa îi. Da, i-am putut lua gloanțele, dar puteam să-mi iau ammo box în pana mea. Unde ești, mă? Puteam să-mi iau ammo box și era de 100 de ori mai bine. Uite câte gloanțe îmi dă. Na, uitați-vă și voi cât de prost sunt. Și nu, tot n-am gloanțe destule. Fiți atenți că am, ba, am 23 de gloanțe. Am crezut că am 10 cu 3. Și alea nu erau destule, dar 10 cu 13 este ok. Bă, dar zboară dronele pe aici, nu glumă, mă tot uit acum că eu am și oră online, v-am zis, nu e o oră destul de importantă, adică eu sunt pe profil de electronică la
La liceu, dar nu sunt pe electronica aia, gata, cred că s-a terminat ora, că a ieșit jumătate de clasă. Nu sunt pe electronica aia, gen cu instalații electrice prin casă și cu de-alea. Bine, facem, eu am făcut și chestii de-alea la începutul anului, dar noi suntem mai mult pe chestii de-astea cu calculatoare, știi? Și mi se pare o chestie super șmecheră. Adică acum, la materia la care eram eu acum online și nu participam, mă rog, participam în ghilimele, este o materie legată de calculatoare și zici cam tot ce legat despre calculatoare, de procesoare, plăci de bază, chestii și învățăm multe lucruri șmechere. Bine, eu deja le știu chestiile astea din a 8-a, în pui mie, de când aveam 14 ani, le-am învățat singur, dar mi se pare super șmecheră materia. Adică eu cam dorm la fiecare oră și am deja un 10 și o să mai am un 10 pentru că profa asta ne pune să... Mamă, iar îmi face fițe tastatura, fii atent. Tu zgura mătii de tastatură că te sparg. Profa asta ne pune să răspundem. Mă rog, dacă vrem, răspundem și la 3 răspunsuri date corect, ne dă un 10. Mă rog, răspunsuri, ne pune chestii de alea, gen să căutăm 5 modele de placă de bază, să le zicem specificațiile, prețul, să le comparăm care e mai bună decât cealaltă, chestii de astea. Și dacă spui eu de asta, e o... Cum zice ea? O... nu știu cum zice, mă. O intervenție, așa. Ai o intervenție și la 3 intervenții de genul ai un 10. Și eu deja am un 10 și am deja încă 2 intervenții, ar trebui să mai iau un 10. Dar la această oră nu am participat pentru voi, bă băieți. Am ratat un 10 pentru voi, bă băieți, mă. Ca să filmez aici pentru voi, mamă, iau asta pe aici, nebun la cap. Deci am ratat o intervenție, bă băieți, vă vine să credeți? Ăla are SSG, dar moare. Ok. Phantom, vino încoace, Phantom, să te țuc eu un pic pe frunte. Nu, moare a meu, a murit a meu, mă. Ho, am câștigat meciul, bă băieți, hai să vedem, ne dă rank oare? First place. Scurez dacă ne dă rank, deși nu prea cred că o să ne dea rank meciul ăsta. Probabil pe la 5-6 win-uri încolo o să luăm rankul. Momentan, mamă, dar i-am dat urât aici după piatra asta. Fiind aici așa pus scopul, nu cred că avea cheat tipul ăsta. Aici o murita meu. Ah, Phantom l-a murit și acum am venit. Uai, ce am dat-o, băi, am dat-o urât de tot, dar nu cred că o să iau rank-up. Adică cel, nu știu, așa zic că nu o să iau rank. Na, n-am luat rank, am 2 win-uri doar. Bă, fraților, dacă mai vreți episoade în continuare din această serie, dați strategii voi acolo un like și un subscribe. Deci, după cum am zis, obiectivul principal, hai să dăm un disconnect să vă arăt care este obiectivul principal și să facem 1000 de like-uri, da? Asta e primul obiectiv, al doilea obiectiv pentru această serie. Este să facem cele mai mari rank-uri pe toate categoriile, pe toate game modurile, să zic așa, adică și pe competitiv să avem global. Am avut un cont cu LE, știți toată lumea, mi-am luat ban pe el pentru că și-a luat detect getrect-ul și na, folosisem alt cheat care a fost detectat și na, de acum încolo mai sunt să folosesc doar Unity sau doar cheat-uri 100% care știu eu că, care mi-aș tăia mâna dacă aș ști că pot să-mi iau bani. Deci nu o să mai joc cu cheat-uri detectabile, practic. O să facem global frumos pe competitiv, o să facem global frumos pe Wingman, chiar o să joc, cred că următorul episod o să fie de Wingman, pentru că eu chiar sunt curios ce rank o să-mi dea pe Wingman. Văd că am 130 de win-uri, contul acesta este cumpărat, nu știam că am 130 de win-uri, am aflat ieri sau alaltieri. Avem 130 de win-uri, o să vedem ce rank o să ne dea pe Wingman și pe Danger Zone, două win-uri astea sunt făcute de mine. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, dați frate și voi acolo un like dacă mai vreți episoadele de genul în continuare și noi ne vedem data viitoare. Salut!